Ieri, în Casa de Nebun, s-a sărbătorit Ziua Pionerilor Leniniști. Nebunii și-au legat cravate roșii și au cântat Lenin e viu oricând. Președintele Voronin era singurul care nu mergea în pas cu coloana noastră. Fie soare într-una, fie cerul într-una, fie Putin într-una, iar cu Putin și eu. Ce faceți, Vladimir Nicolaevici? Dacă vă vede opoziția că călcați cravata roșie, vă pune monument! Mergem că pionierii ne așteaptă! Mincot mie de Ziua Pionierilor! Duceți-vă fără mine! M-am săturat! Asta e pedofilie politică! Parcă noi nu ne-am săturat, dar trebuie, Vladimir Nicolaevici! Cum arăt eu? Ca pionier văjată-i? Arăți ca Krupskaya! Mai bine mă duc la Caravela Culturii! Ieri am fost la biserică, azi ne ducem la monumentul lui Lenin. Ce-i cu prostituția asta de stat? Amăgim copiii. Nada, vova, nada. Mi-aduce și mie la Lenin cum aș linge sare. Dar ce să-i faci? Partidul cere jertfe. Of, dacă trecem cu bine alegerile, răsuflăm mai în voie. Așa ai spus și data trecută. Nu merg. Lasă să se ducă Stepaniuc în locul meu. El spune minciuni mai ceva ca Moldova 1, NITU, Radio Moldova, Antena C și Moldova Suverană luate împreună. A scris și o carte plină de minciuni, dar Academia l-a făcut doctor. Doctor la morgă trebuie să fie, nu la Academie. Hai, lasă! Cum spui, mata, minciunile nu le spune nimeni în țărișoara asta. Lasă să se ducă Marian Lupu. E prea înalt, parcă e o clopotniță. Cum o să mănuiască el cravețele? Nu o să pot ajunge la gâtul copiilor. S-a așezat pe brânci și a mânui? N-am încredere în Marian Lupu. Nu se poate ca președintele Parlamentului să fie mai înalt decât președintele țării. El o să folosească partidul nostru și o să-l arunce pe urmă ca pe un condom. Condo și? Nu ești mai tamă, ta tare cu limba engleză. Să se ducă Tarlev în locul meu. El e mărunțel, taman de statura pionierilor. El menuiește bine. Cum a mânuit el fabrica Bucuria, a rămas fabrica fără 2 milioane de dolari. Tarlev de amu, nu-i prim-ministru? Tarlev nu-i prim-ministru? Da unde-i? L-ai demisionat de bunăvoie. Eu l-am demisionat? Păcat de Tarlev. Era mărunțel și se potrivea delegat cravate roșii. Dar cine-i amu prim-ministru? E o femeie. Nu cumva te-am numit pe tine? Mergem și-ți spun eu pe drum cine-i noua prim-ministră. Nu cumva pe Lenuța Burghilă? Dacă mergi să legăm craveți pionerești, îți spun. Bine, hai să mergem. Vrei, nu vrei, bea Gheorghe Gheazmă comunistă. Acum stau și mă gândesc. Oare de ce a lipsit Iurie Roșca de la Ziua Pionerilor? Al vostru estet cromatic, dr. Ion Buraga.